E strada Ceiului Adinier în fiecare 9 septembrie, pentru a merge in Eleusis, unde se desfășura una dintre cele mai însemnari salvatori, rol salvatoare a misterelor lui Eleusis. Strada a fost arhiplină în stânga și în dreapta de statuia lui Hermes. În partea stângă, acum cum vom urca, merge către Pireu, în partea dreapta către Salonica. Ultima urită în zi, adică ploioasă, sper să nu ne plouă în continuare pe lămânesc. Mâine, poi, mâine, soare. Dar nu ne interesează, ne interesează micene. Micene. Fața noastră pe mare, unde se aprovizionează popoarele petroliere, tanchere, scara Mangas, vis-a-vis în partea asta. Singura care se cheamă Acropole fără nicio altă specificare, fiind cea mai renumită, e cea din Atena, Acropole, care o vom vizita apoi mâine. Acrocorintos în stare în care o vedem noi astăzi, cum se întâmplă obiceiurile acelea grecești, lasă gravida și aleacă. Dar Hera, atenție, Hera, inteligenta foc, se luasa mai mult, fiindcă era frumoasă, era, gândiți-vă, bașul mai devreme se ciodagna cu Afrodita și cu Atena, care e mai frumoasă, deci nu era nici Hera departe, foarte frumoasă. Și nu putea să înțeleagă asta cum arată. Cum îți permite să meargă cu acta, cu altele? Așa că... Nu știu, mai să mă înțeleg. Se luau vreodată și trebuie să-și te rog. Da, dar vreau de șoate. Este să... Bacă un șlau, mă. Ia.